La serbarea din 1871, prima serbare de la Putna de acum 150 de ani, a fost străjuit mormântul tot așa de către patru studenți și s-a păstrat tradiția în același mod. Ziua aceasta este un prilej de mare bucurie pentru noi. După 150 de ani suntem uniți într-o țară care, chiar dacă nu este completă, cel puțin avem o unitate statală, dar în schimb poate nu suntem atât de uniți noi pe plan intern, adică în cugete și în spiritul nostru. Trebuie să lucrăm la comuniune. Pur și simplu am vrut să vedem și noi ce se întâmplă aici și să ne amintim ce s-a întâmplat acum 150 de ani și să știm pe mai departe ce să le transmitem copiilor. Venim aici cu drag, cu bucurie și mulțumim lui Dumnezeu în fiecare zi că putem să ne bucurăm alături de ceilalți musafiri veniți din toate colțurile țării. Ne putem mândri că încă se aud pașii lui Mihai Eminescu, se aude tropotul calului lui Ștefan cel Mare, chiar în orice dangă de clopot. Astăzi, prea cinstită adunare, la 150 de ani de atunci, se cuvine să ne înclinăm în fața memoriei acelor făurari de țară. Ar trebui să ne înălțăm și să le urmăm exemplu. Într-o societate secularizată, dezorientată, cum e societatea europeană de astăzi, în care toate marile valori ale omenirii sunt puse sub semnul întrebării, noi ar trebui cu bună cuviință și cu smerenie să ne vedem de rânduiala noastră, să luăm exemplu marilor cărturari de la Putna, de la Vasile Alexandrii până la Mihai Eminescu. Pentru mulți români de astăzi, ca și pentru cei de la 1871, patria este limba română. Dar pentru noi, în general, ca oameni, patria noastră trebuie să fie credința noastră. Credința aceasta în care ne-am născut și fără de care n-am fi. Și astăzi, mai mult ca oricând, biserica este egală cu lumea. Iar biserica noastră este egală cu națiunea română. Haideți să luăm tradițiile și istoria ca să ne fie un imbold pentru prezent și pentru viitor, să ne închinăm cu smerenie cum au făcut strămoșii care au construit această țară, să prețuim limba și să ne cunoaștem cu demnitate locul în Europa. Așa să ne ajute Dumnezeu! Despre adormirea Maicii Domnului, Sfânta Scriptură nu spune nimic, pentru că nu s-a scris despre aceasta, dar informații despre această trecere a Maicii Domnului la viață veșnică sau această mutare a ei ne oferă mai multe scrieri, dar mai ales predici ale unor părinți Sfinți ai Bisericii. Aceste predici, aceste texte liturgice sunt concentrate în sinaxarul sărbătorii de astăzi, troparul și condacul. Rezumă și mai concentrat ceea ce spune sinaxarul. Și anume că Maica Domnului a dormit, adică a trecut prin moarte, dar n-a rămas în mormânt. N-a rămas în moarte, nu a cunoscut stricăciunea. De ce? Nu putea să rămână în mormânt și să cunoască stricăciunea sau coruptibilitatea. Trupul din care Dumnezeu cuvântul s-a întrupat, atât sinaxarul cât și condacul spun că ea a fost mutată la viața cerească, mai întâi sufletul, în momentul morții, despărțirii sufletului de trup,
și la scurt timp și trupul ei a fost mutat la viața cerească lângă Fiul ei.